Capitolul 5 Din nou despre Nic și Mandan De la primul telefon public, Bogdan îl sună pe Ducu acasă, fiindcă la ora aceea era mai probabil să-l găsească acolo. Norocul îl favoriză. Bătrâne, trebuie neapărat să te văd. Hai de vinu! Mătușa Sabina ți-a oprit niște baclavale. Multe? Destule ca să ți se aplece. Atunci alerg! De fapt, Bogdan nu alergă deloc. Mai întâi, fiindcă nu putea să alerge, și și îl durea din ce în ce mai tare piciorul. În al doilea rând, chiar dacă ar fi putut, tot nu ar fi făcut-o, fiindcă voia să se convingă dacă mai este sau nu urmărit. Și până ai nu te dat telefonul lui Ducuș, verificase mereu spatele, folosind toate și retlicurile. Dar voia să fie absolut sigur, de altfel, după tentativa de asasinat, în mod logic, nu avea cine să-l urmărească. Îi deschise mătușa Sabina să rumâna mătușică. Bună seara, băiatule, bine că ai ajuns odată. Ei, ce zici, mătușică, de mirosul meu? Fain, nu? Tocmai de pe călăraș mi-a mirosit abaclavale. Și ia mă Ai un miros bun, băiatule, haide de mănâncă. Mai târziu, mătușică, acum am ceva de vorbit cu Ducu. Ducu era nerăbdător să afle ce se întâmplase. Ei, bătrâne, tu ai văzut piesa lui Eftimiu, omul care a văzut moartea? Am văzut-o. Eu n-am văzut piesa, dar am văzut moartea cu ochii. Și eu care te credeam la Doina Robescu. Ascultă! Și-i povestit o ceea ce se întâmplase în după-amiaza acelei zile, începând cu vizita la Doina Robescu. După ce termină câteva minute tăcerea se așternu între ei. Ducu se întunecase la față. În schimb, Bogdan își recăpătase buna dispoziție. Așa că, bătrâne, de data asta n-am stepun să, să scos pălăria. Nu-i nimic, este o scostu altă dată. Ceea ce mă necăjește este faptul că nu știu dacă m-am comportat cum trebuie. Ajută-mă tu! Trebuie să analizăm faptele, de unde să începem însă? N-ai știe. Dacă ar fi să ne luăm după ce mă frământă cel mai mult, ar trebui să începem cu sfârșitul. Bine, să începem cu sfârșitul. În cazul acesta să-mi spui, am făcut bine sau rău că nu m-am folosit de revolver? Dar tu ce crezi? Fără să am intenția de a trage cenușa pe turta mea, cred că am procedat bine. Vreau să aud care au fost considerendele care te-au determinat să nu tragi. Păi, ca să nu mă desconspir, dacă cu asta n-am spus mare lucru, tu ai amintit de considerente. Să fiu al naibii dacă în clipele acelea m-am gândit la considerente. Atât mi a fost clar, că nu trebuie să mă desconspir. Pe urmă, când m-am mai limpezit, mi-au apărut în minte și considerentele care, dacă au existat, și sigur că au existat în subconștient, m-au împiedicat să apăs pe trăgaci. Și acum să țin și considerentele. Prima întrebare pe care mi-am pus a fost următoarea. Știu ei cine sunt?" Un răspuns precis la întrebarea asta deocamdată nu putem da. Este bătrâne? Este. Deci, un răspuns precis nu putem da. Dar să zicem că au aflat-o. În cazul acesta, întrebare este, au încercat să mă curețe pur și simplu fiindcă sunt ofițeri de securitate sau fiindcă am început să-mi sunt treburile lor. Dar și într-un caz și în celălalt e greu de presupus că niște agenți deștepți ar recurge la crimă. Ei știu că locul meu îl va lua un altul sau alții. Dar cum se întâmplă de cele mai multe ori să mai calce și în gropi, am putea accepta că au căutat să-mi facă de petrecanie, fiindcă au aflat cine sunt. Datorită unor precedente, eu unul... Nu cred. La ce precedente te referi? De fapt, la unul singur concludent. Crima de la barul meridian. De ce a fost ucis omul acela? Nu știm. Ceva însă tot știm. Că în ziua respectivă el dăduse întâlnire doilei robesc un miciu. Ce mai știm? Mai știm că cel puțin la început avea aerul unui om care se teme să nu fie urmărit. Noi nu știm încă dacă nu mai avusese și alte întâlniri cu Doina Robescu. Foarte probabil că da. Vrei să spui că a fost omorât fiindcă s-a întâlnit cu ea? Întrebă Ducu. Asta vreau să spun. Desigur, ai putea să-mi replici. Băiete, e o simplă afirmație, dovedește că așa stau lucrurile. Dovezi directe nu-ți pot aduce. dar niște dovezi indirecte am să încerc. Ți-am povestit că ieri, când am condus-o pe Doina Robescu de la cimitir până acasă, la un moment dat am simțit că duc după mine o trenă ca o mirea adolescentină. N-am știut atunci și nu știu nici până astăzi pe care dintre noi doi ne urmărea, pe Doina Robescu sau pe mine. Eu înclinam să cred că pe Doina Robescu. Acum însă știu că nu pe ea, ci pe mine. Va să zic că ieri m-au urmărit, iar astăzi au încercat să mă curețe. Prompt, expeditiv, e clar? Clar. Tu tragi de aici concluzia că toți aceia care încearcă să se apropie de Doina Robescu trebuie lichidați prompt. După tine nu? Poate că și după mine. În cazul acesta putem merge mai departe. Deci o primă concluzie. După toate probabilitățile au încercat să mă curețe nu fiindcă îmi cunosc adevărata identitate, ci pentru că m-am apropiat de Doina Robescu. Stai puțin, băiețaș, dar dacă au vrut să-ți facă de petrecanie și pentru una și pentru alta. Cum n-ai ar fi putut să afle cine sunt? te au urmărit. Zău că mă jignești! Bine, de acord că nu ai fost urmărit. Noi însă trebuie să găsim răspuns la toate întrebările. Și iată încă o întrebare. Dacă nu te-au urmărit de unde au știut ei că te-ai dus să faci o vizită doinei Robescu? Pur și simplu, fiindcă m-au văzut intrând la ea, eu cred că s-au convins și ei că ai mai multe șanse atunci când fugi numai după un iepure. La ce iepure te referi? La doina Robescu. Vrei să spui că ei se rezumă să o urmărească doar pe ea? În general, se rezumă să țină sub supraveghere casa, atunci când însă pleacă în oraș, probabil că o urmăresc. Da, este posibil. În cazul acesta te întreb pentru a doua oară. Am procedat bine sau rău că n-am făcut us de revolver. Cred că ai făcut bine. Dacă te-ai fi folosit de revolver, ar fi însemnat să te desconspiri. Sau aproape să te desconspiri. Permisele de port armă nu se dau lui fiștecine. cine. Va să zic că putem considera epuizat unul din punctele la ordinea zilei. Tentativa de asasinat împotriva mea. Să trecem atunci la cel de-al doilea punct la Doina Robescu. Tu, băiete, te-ai mulțumit să relatezi faptele. A fost o expunere cum se poate mai obiectivă. Vreau să-ți aud părerea. Tu știi că nu prea-mi place să fac expuneri luat așa pe nepusă masă. Mă pierd în amănunte. De aceea aș prefera să-mi pui întrebări. Bine, am să spun întrebări. Am să spun întrebări. Încep cu una foarte generală. Ți-ai făcut o părere despre Doina Robescu acum după ce ai cunoscut-o ceva mai bine? Asta numești o întrebare generală? E cea mai a întrebare pe care mi-ai fi putut o pune, cu toate că ți-aș putea răspunde imediat și fără să am impresia că m-am pripit cu răspunsul. Doina Robescu nu-i în toate mințile. Dacă vrei să știi, spun și asta, dacă nu cu mâna chiar pe inimă, nu orice caz foarte aproape de ea. Doina Robescu, puțin măcar, nu în toate mințile. Pot afirma lucrul acesta, dar cu asta nu am caracterizat-o. Fiindcă imediat tot eu îmi pun întrebarea. Bine, să zicem că e un pic nebună. Dar oare de ce este așa? Nebunia ei ține de biologic sau de reglarea se datorește unor factori exteriori? Are vreo importanță? Întrebă Ducu. Are și am să-ți explic de ce. Cum ți-am spus puțin, puțin doi narobesc cu sărită de pe fix. Dar în relațiile ei cu oamenii sau, poate numai cu anumiți oameni, pare mai nebună decât este în realitate. Din ce cauză? Fiindcă zic eu, se teme de cineva. De cine anume nu știu. De asemenea, nu știu nici din ce motiv se teme de el. Ca să nu o moare? sau se teme ca nu cumva acela să divulge soțului ei un anumit lucru. Cu alte cuvinte, Doina Robescu este o ființă un pic nebună, care pare, sau mai precis, care se comportă într-un chip mult mai bizar, datorită faptului că cineva o terorizează și datoria noastră este nu să o suspectăm, ci să o eliberăm de teroare. Aceasta ar fi concluzia logică. Totuși, taie mă spânzură, mă nu pot trage o asemenea concluzie. Înțeleg. Nu consideri deasupra oricăror bănuieli, așa -i? Exact. Nu o consider deasupra oricărei bănuiel și, în consecință, aș trece-o pe o listă a suspecților. Atunci, haide să întocmim o asemenea listă și să o inaugurăm, trecând-o pe doina ta în frunte. Dacă o trecem în fruntea listei, cred că am nedreptățit-o. Deocamdată. Ierarhia o vom stabili mai târziu. Și acum să mergem mai departe. Mai vezi pe careva ce ar merita să figureze pe listă? Păi, în cazul acesta, eu zic să-l trecem pe acela de care se teme doina Robescu deoarece nu știm cum îl cheamă să-l notăm cu X. Dar dacă nu e unul singur, ci mai mulți, atunci scrie așa, X și compania. Băi, băiete, poți să-mi explici de ce i bași pe toți în aceeași șoală? Și pe doi Robescu, și pe X și compania? Ai dreptate. De vreme ce doi Robescu se teme de X și, eventual, de complicii săi, înseamnă că ori ea, ori celălalt sau ceilalți nu au ce căuta pe listă. Și cu toate acestea, părerea mea e să-i trecem pe toți. Bine, atunci să-i trecem și pe ei. Dar dacă procedăm în felul acesta, atunci înseamnă că nu trebuie să o omitem pe Mona. Eventual pe Nastasia Iovănică. Da? Îi trecem pe toți. Nastasia Iovănică este cea mai apropiată colaboratoare a lui Alcibia de Robescu. Știu. Și totuși susți să fie și ea trecută pe listă. Exact. Fiindcă nu o poți suferi. Dacă nu te-ar fi jignit. Nu pentru asta, ci fiindcă este suspectă. Suspectă? Mă rog, să zicem că e suspectă, dar mi se pare absurd să o vâri în aceeași oală cu ceilalți. Și mie mi se pare absurd, dar trece și pe ea pe listă. Te-ai ținut tare și acum haide să încercăm a decât o ipoteză din puținele date pe care le avem. Vrei să încerci? Nu, nu, nu mă încumet, pătrâne. Mai bine încearcă tu. Bine, în cazul acesta să o luăm cu începutul. Sunt exact șase luni de când un oarecare Nic și Mandan și-a zburat creierii în momentul când un ofițer de miliție s-a dus la el acasă să-i ceară unele informații, probabil fiindcă și închipuise că venise să-l aresteze. Nic și Mandan era instructor artistic la o întreprindere textilă. Aceasta era meseria lui oficială. Cu ce se ocupa în realitate, nu știm. După partiturile cu care mă zgălise pereții, am putea presupune că în timpul său liber compunea muzică. Dar am greșit, din motivele pe care le cunoști. Nic avea o prietenă care a fost omorâtă de o dementă și care, după toate probabilitățile, fusese complice lui în niște treburi necurate, probabil cu legere de informații. Nu trebuie să uităm că Nic fusese scos de la o școală de reeducare de către Aram și Mandan și înfiat. Acolo Nic făcuse parte din acea categorie de delicvenți minori, despre care educatorii au părerea, confirmată de experiență, că în ciuda faptului că au o purtare bună în tot timpul cât rămân la școală, scurt timp după ce li se dă drumul, sunt readuși înapoi. Cu Nic s-au înșelat însă și aceasta nu datorită faptului că aprecia să regreșit adevărata lui fire. În privința asta, sigur că nu s-au înșelat. Eroarea lor a constat în faptul că nu și-au dat seama că era mult prea și ret și perfid ca să se lase prinsa a doua oară. Când s-a apucat să facă spionaj, cu alte cuvinte când a fost racolat, și de către cine, nu știm. În orice caz, pare mult mai probabil că nu cu mult înainte de a se sinucide. Poate mai devreme cu un an sau cel mult doi. Ce informații a cules și cât de importante au fost ele, tot nu știm. În orice caz, nu a lucrat pe compropriu. Trebuie să mai adaug că, în scurt timp înainte de a se sinucide, s-a într-o acțiune care, dacă i-ar fi reușit, l-ar fi situat printre spionii de talie internațională, invenția lui Alcibia de Robescu. Ca să intre în posesia datelor necesare, agentura de care asculta Nic s-a gândit să strecoare în cetate ca, la, ca alul ei, Troian. În acest scop l-a introdus în viața doinei Robescu, dacă ținem seama de frumusețea ticălosului, nu îi de mirare că planul le-a reușit. Le-a reușit însă numai parțial, fiindcă nici și mandan s-a sinucis. Până aici totul este sau pare foarte clar. Mai departe însă lucrurile se complică. Și se complică fiindcă un individ, nu știm nici cine era și nici ce hram purta, deoarece nici până în prezent nu l-am putut identifica, care încearcă la rândul său să ia legătura cu doi narobescu este împușcat. Imediat după aceea te vârtu pe fir. Faptul acesta cuiva nu place." De ce? Fiindcă acel cineva și-a închipuit că ai început să-i faci curte cu scopul de a deveni amantul ei. Vrei să spui că postul de amant al doinei Robescu este rezervat pentru altcineva? Știu eu. Dacă după moartea lui Nic, toți aceia care se apropie de doina Robescu sunt curățați sau se încearcă a fi curățați, înseamnă că ei intenționează să pună în undița destinată nevestei savantului, în locul lui Nic, o altă momeală. În cazul acesta nu ne rămâne decât să stăm în banca noastră până apare celălalt și abia atunci să acționăm din nou. Nu putem, fiindcă sunt alte motive care nu ne îngăduie să stăm. Care bătrâne? Păi nu spuneai că Doina Robescu se află într-o totală dependență față de Anastasia Iovănică? Sau poate te-ai înșelat? No, nu, nu m-am înșelat. Va să zic că Doina Robescu este dominată de Anastasia Iovănică. Este. Pe de altă parte, ți-ai dat seama că Doina Robescu se teme de ea? Teribil se teme. Va să zic că se teme și de Anastasia Iovănică. Dar noi știm că mai există cineva de care ea se teme de acela care o căuta cu telefonul. Deci ia că de cel puțin două persoane de care doi Narobescu se teme. Numai într-un singur caz ar fi posibil să nu existe cea de-a doua persoană. În cazul când acela care o suna mereu a fost chiar Nastasia Iovănică. Bogdan început să-și frece genunchiul cu înverșunare, dar nu fiindcă îl dura acum mai tare, ci ca să câștige timp înainte de a răspunde. Exclus nu-i, da, eu nu cred. Bine, atunci te întreb. După părerea ta, Doi Robescu se teme atât de Anastasia Iovănică cât și de acela cu telefonul din același motiv? În niciun caz, bătrâne. Într-un alt fel se teme de Anastasia Iovănică și într-alt fel de acela care a tot telefonat. Sigur, sigur. În foc nu pun mâna, dar cred că nu greșești făcând o asemenea diferențiere. În cazul acesta, lucrurile se complică și mai mult. Da, Alna ai încurcă să sa avanta. Mă rog, și cum arată dumnea ei? E frumoasă? Află că până nu o vedea pe Nastasia Iovănică, nu îmi puteam închipui o savantă fără ochelari, fără un pic de mustață îmbrăcată cu gust în mov și pe deasupra tânără și al năibi de frumoasă. Vă să zic că Nastasia Iovănică nu poartă ochelari și n-are nici măcar o umbră de mustață. N-are și-i frumoasă să o faci cadră. Vă să zic că o savantă tânără și frumoasă de care doi n-ar se teme. Foarte ciudat. Poate ca să nu o spună lui bărbată sau că și-a făcut de cap cu nic și mandan. Deși personal am îndoiel că acesta ar putea fi motivul. Atunci de ce se teme? Un motiv totuși trebuie că există. Fără îndoială, dar care ar putea fi acel motiv? Mă tot întreb și eu. Trebuie să ne interesăm mai îndeaproape de frumoasa savantă. În altă ordine de idei cu tine, cum facem? Cum faceți cu mine, zău că nu pricep? Cum facem ca să nu mai dea o mașină peste tine? Lasă că de acum încolo, ca să zic așa, avizat, am să știu să mă păzesc. Cum, când te mai întâlnești tu cu Doina Robescu?" Întâlnire nu ne-am mai dat, din cauza mocofanei alea de Anastasia, dar am să o caut încă astăzi la telefon." Și dacă nu-ți răspunde?" Am să mă duc să o vizitez acasă mâine cel mai târziu. Eu sunt întru totul de acord cu proverbul care spune, bate fierul cât e cald." Bine, tu cultiv-o pe Doina Robescu și eu am să cau să iau cunoștință de biografia Anastasiei Iovănică." Și despre Mona Bătrâne?" Întrebă Bogdan." pe călugărița aia sexuată zău ca și pună responsabilă măcelăriei de unde cumpăr carne. Să fiu al naibii dacă te mint, însă de fiecare dată când mi-o amintesc o văd despic în cusatârul și cu pe care măcelarul nostru nu are niște antricoate. Bine, că mă voi interesa și de ea. Știi la ce mă gândesc eu? La ce? Că n-ar strica să o trag puțin de limbă pe doi Robescu. În legătură cu ce? Poate că știe cine era tipul cu care s-a întâlnit în cijmigiu ca să faci treaba asta, va trebui să-i spui cine ești în realitate. Ori de vreme ce nu ai încredere de plină în ea, nu-i cazul să te desconspiri. Ai dreptate. În cazul acesta va trebui să-mi joc mai departe rolul. Cine știe? Poate că până la urmă, fără să-i o cer, mă face duhovnicul ei. Foarte bine, joacă-l. Numai că eu socot necesar să ți-l dau pe picioruș pentru câteva zile. Ce naiba să fac cu el? Ca să te ajute să-ți verifici spatele. E foarte important să știm dacă ești sau nu filat. Bine, bătrâne, dă mi pe picioruș pentru o săptămână. Ducul căută pe Alcibia de Robescu la institut, dar ca să poată sta de vorbă cu el, trebuie să aștepte aproape o oră, savantul fiind ocupat în laborator. Deși vizita-i fusese anunțată și cu toate că el însuși fixase ora când îl putea primi, îl lăsase totuși să aștepte. Când revenind în birou, Alcibia de Robescu era bine dispus și fredona o melodie din opereta Voievodul Țiganilor. Era un bătrân înalt și frumos, de aproape 70 de ani, cu o coamă leonină colilie și cu o mustață groasă prelungită mai jos de colțurile gurii. Avea o voce puternică de bas, deloc îmbătrânită. Privindu-l, Ducu spuse că savantul era cel mai fermecător bătrân pe care îl întâlnise în viața sa. Ochii albaștri și zâmbetul ce inflora des în colțul gurii erau factorii ce hotărau acel farmec inefabil. Mi se pare că v-am făcut să așteptați, dar vă rog să mă iertați. A trebuit să verific niște experiențe, acum însă sunt la dispoziția dumneavoastră. Și zâmbi cu zâmbetul care îl întinerea, parcă. Tovarășe academician, vizita mea a fost anunțată. Da, mi-a fost anunțată. Despre ce anume este vorba tovarășe mai urmănăilă? Dumneavoastră lucrați la o invenție de o mare importanță. Exact, de cea mai mare importanță. În legătură cu această invenție, în ceea ce vă privește, ați luat măsurile necesare pentru păstrarea secretului? Cred că da, tovarășă maior. Ei bine, aflați că totuși ceva a transpirat în afară. Cei ce nu ne iubesc au fost informați că lucrați la o invenție excepțional de importantă. O bănuială? Nu, o certitudine. În ce stadiu se află invenția dumneavoastră? Suntem abia la începutul eforturilor noastre. Tovarășa academician trebuie să vă spun în mod cu totul confidențial că acei ce se interesează de invenția dumneavoastră au și început să acționeze. Aici, la institut? Poate că și aici, deocamdată în altă parte. Dar până la urmă, urmele lor vor duce, dacă încă nu duc, și aici, la institut. Și totuși. Dar renunță să mai continue. Totuși, ce? Insistă Ducu. Mi-este foarte greu să cred că a putut transpira prin cineva din colaboratorii mei. În afară de dumneavoastră și de colaboratori, cine mai știe despre ce fel de invenție este vorba? Din naturajul meu, nimeni. Celelalte câteva persoane, datorită poziției lor, sunt în afara oricăror bănuieli. În acest caz nu vă rămâne decât să fiți de acord că a vorbit cineva dintre colaboratorii dumneavoastră. Am încredere de plină în ei, tovarășe maior. Tovarășe academician, viața nu-i de ca o autostradă. În viață se întâmplă ca persoane de cea mai mare încredere, din anumite motive sau datorită unor împrejurări nenorocite, să calce alături cu drumul. Da, probabil că aveți dreptate. Cine sunt colaboratorii dumneavoastră? Mă refer la aceia care cunosc la ce fel de invenție lucrați. Colaboratorii mei, tovarășe Maior, sunt în număr de trei. Nastasia Iovănică, Amedeu Geană și Samoilă Huzum. I-ați enumerat în ordinea pregătirii și aportului cu care contribuie fiecare la realizarea invenției? Da, cred că da. Știți, în legătură cu tovarășul Geană, n-aș vrea să-l nedreptățesc. Sunt aproape convins că este tot atât de bun ca și tovarășa Iovănică. Acum aș vrea să vă pun o întrebare mai delicată. Dacă v-aș cere să-mi citați aceste nume în raport nu cu pregătirea profesională, ci cu încrederea pe care le-o acordați, ce ierarhie ați stabili? Alcibia de Robescu nu se grăbi cu răspunsul. Ați numit întrebarea, vorbi el mai târziu, delicată. În realitate, este imposibilă. De ce? Pentru simplul motiv că mi-este imposibil să stabilesc o ierarhie. V-am mai spus că am în toți o încredere de plină. Dacă ar fi altfel, nu aș putea lucra cu ei. Încrederea atât în ceea ce privește pregătirea profesională, cât și în ceea ce privește atașamentul lor sincer la regimul nostru. În cazul acesta mi-aș îngădui să vă pun o altă întrebare, la care sper nu vă va fi chiar atât de greu să-mi răspundeți. Puneți-o și, dacă îmi sfasta asta în putință, vă voi răspunde. V-aș ruga să-i caracterizați în puține cuvinte așa cum îi vedeți dumneavoastră. Asta cred că va merge mai ușor. Să încep cu... cu cine să încep? Cu cine vreți dumneavoastră? Să încep cu Amedeu Geană. Nu are decât 34 de ani, dar încă de pe acum i-au apărut mai multe lucrări în editura Academiei, iar în revistele din străinătate vreo 10 articole care au stârnit interesul unor somități. Aici, la institut, este adjunctul meu și îl consider demn de această funcție. Ori când mă poate înlocui cu deplin succes. Dacă aș fi ceva mai tânăr și în același timp invidios, probabil că până acum mi-ar fi devenit teribil de antipatic. La anii săi, el, la Medeugeană, are satisfacții pe linia activității științifice pe care eu, atunci când eram ca el, nici nu le visam. Îmi pare rău pentru el, bineînțeles, că acestor satisfacții de ordin științific nu li se adaugă altele privind viața sa personală. Unui om de știință este greu să pronunțe cuvântul fericire. Un om de știință, mai ales când este dublat de un filozof, știe că omul obișnuit înglobează în sfera acestei noțiuni micile lui satisfacții de ordin biologic și spiritual. Revenind la discuția noastră, vreau să spun că îmi pare rău că Amedeu nu are parte de acel dram de mulțumire cunoscut sub denumirea hiperbolizată de fericire. În prezent e singur. A fost căsătorit, dar nevastă s-a l-a părăsit. Mi se pare că a plecat din țară anul trecut. Are un băiat pe care îl crește mama lui. Nu s-a recăsătorit și după cât mi-am putut da seama, nici nu are de gând să o facă prea curând. Este, după părerea mea, un om nefericit în ciuda satisfacțiilor și, nu puține, pe care îi le oferă cercetarea științifică. Îmi îngăduiți o întrebare, și academician. Cu plăcere. Care sunt relațiile dintre dumneavoastră și Amedeu Geană? Vreau să spun, ele se rezumă numai la relațiile de muncă aici, la institut? Sau există și altele de prietenie, de amiciție, dincolo de zidurile acestei clădiri? Dumneavoastră nu-l cunoașteți pe Amedeu. Nu, încă nu am avut plăcerea să-l cunosc. Asta înseamnă că aveți de gând să o faceți de acum încolo. Foarte posibil. Când îl veți cunoaște, vă veți da seama că Amedeu e un adevărat urs. Adică nu-i deloc sociabil. Înainte, până a nu-l fi părăsit soția, era alt om, mult mai sociabil. E drept, asta se datora în mare măsură nevestisii. O femeie frumoasă, veselă și poate puțin cam prea mondenă. Dar așa sunt în general femeile. Pe atunci ne vedeam mai des. Ieșeam în oraș împreună cu soțiile, la spectacole. Foarte adesea soția mea o invita la masă. Dar după ce nevastă s-a la părăsit, nu ne mai vedeam decât aici, la institut. Duce, am aflat o viață de pusnic. A iubit-o mult de vreme ce la vârsta lui încă nu se poate redresa. Alcibia de Robescu tăcu, făcea impresia că terminase de spus tot ceea ce considera el că merita a fi cunoscut de către Ducu. Ce fel de fire are? Este o întrebare cam prea generală, tovarășe maior. Cum se comportă față de ceilalți colegi? Ireproșabil. Invidios? Nu. Vanitos? Da. Presupun că e mult mai vanitos decât lasă să se vadă. Cred însă că vanitatea este ținută în frâu de rațiune. Și asta este foarte bine, fiindcă are un cap care știe să gândească echilibrat. Irascibil? Nu cred. În orice caz omul are nervi și nu sfori. Exuberant? Mă refer la perioada până anul părăsi soția. În niciun caz. Probabil mai curând o fire închisă? Da, relativ închisă. În ultimele săptămâni ați observat vreo schimbare în comportamentul său? Da, cred că ceva îl frământă. Interesant. Bă, nu am despre ce ar putea fi vorba. În orice caz, nu-i ceea ce eventual credeți. Am impresia că s-a îndrăgostit sau e pe punctul de a se îndrăgosti de cineva. Este cumva un sentimental? Vă mărturisesc eu o întrebare pe care vă pun cu o oarecare jenă, deoarece sunt și eu robul unei prejudecăți într-o oarecare măsură recunosc idioată, anume că sentimentalismul este incompatibil. incompatibil cu cercetarea științifică. Da, aveți dreptate, e o prejudecată. Un om de știință poate fi un sentimental, cu toate că logic nu ar avea motive să fie. Dar oamenii de știință sunt și ei oameni. În ceea ce îl privește pe Amedeu Geană, nu cred că este un sentimental. Altceva? Nu știu ce v-ar mai putea interesa. Aș propune să trecem la Anastasia. Vorbiți-mi atunci de tovarășa Anastasia Iovănică. Anastasia e în primul rând femeie. Mă iertați că vă întrerup. De ce ați ținut să faceți de la început această precizare? Alcibia de Robescu zâmbi și Ducuș își spuse din nou că savantul era cel mai fermecător bătrân pe care îl întâlnise în viața lui. Știți, cineva a spus, sunt om și nu mă rușinez de nimic din ceea ce este omenesc. Nastasiei s-ar potrivi următorul dicton sui generis. Sunt femeie și nimic din ceea ce caracterizează sexul meu nu-mi lipsește. Credeți că tovarășa Iovănic ar fi măgulită dacă ar lua cunoștință de această apreciere a dumneavoastră? Alcibiade Rovescu zâmbi din nou. Era evident că simte o mare plăcere să vorbească de cea mai apropiată colaboratoare a sa. Faceți o profundă eroare, tovarășe maior. Caracterizarea, cum ați numit-o, nu mi-aparține. Nastasia, ea singură s-a autocaracterizat așa. Nastasia e mândră că e femeie. Cele mai multe ne invidiază pe noi bărbații. Nu însă și Nastasia. Nastasia ne disprețuiește și ne consideră niște proști fiind suficient de emancipată și absolut fără prejudecăți, ea consideră pe bărbat un rău necesar, de care nici ea nu se poate dispensa și de aceea nu și-l apropie decât în măsura în care îi trebuie, din punct de vedere al menținerii, unui echilibru psihofizic. Vă miră, nu e așa? Nu. Ducu nu se mira deloc. Își dădea seama că în aprecierile savantului există mult subiectivism și, în consecință, avea destule rezerve în ceea ce privește calitățile absolute ale Nastasiei Iovănică. Cu toate acestea, nu îl dezminți pe Alcibia de Robescu, ci din potrivă îi ținui sonul. Nu mă mir. Pot să înțeleg foarte bine ceea ce îmi spuneți despre tovarășa Anastasia Iovănică. În general însă, vorbind, bărbații sunt încă tributari unor concepții învechite cu privire la femei. De asta puteți fi sigur, tovarășe maior. Anastasia este o colaboratoare excelentă și în multe cazuri mi-a fost mai de folos decât Amedeu sau Samoilă. Trebuie să știți că are intuiții extraordinare. Sper că nu vă scandalizează cuvântul. Nu, bineînțeles. Bineînțeles. Sper că nu v a supărat că v-am pus o asemenea întrebare. Dar să revin la Anastasia. Are niște intuiții extraordinare. Am găsit soluții la multe probleme datorită numai uluitoarelor ei intuiții. Chiar la invenția la care lucrăm acum, mă bazez mult pe intuițiile ei. Dar ceea ce mă încântă cel mai mult la ea este uimitorul ei simț de dăruire, în egală măsură sau aproape în egală măsură atât cercetării științifice cât și vieții obișnuite de femeie, aș zice de femeiușcă. Nu vă supărați, dar nu înțeleg ce înțeles dați dumneavoastră cuvântului femeiușcă. Alcibia de Robescu râse cu poftă, era evident că întrebarea la muza. O femeiușcă e o femeiușcă, adică o femeie care îi place viața mondenă și care nu înțelege și nici nu poate să se priveze de niciuna din plăcerile vieții. Îi place, cu alte cuvinte, să fie elegantă și frumoasă, să se ducă la operă și la teatru în lojă, de fiecare dată în altă roche, să frecventeze restaurante și baruri, să facă dragoste. Aceasta este Nastasia Iovănică, tovarășe maior. Căsătorită? Cum? Ați întrebat dacă Nastasia este căsătorită? Și Alcibia de Robesc să râdă de parcă ar fi auzit cea mai nostimă glumă. Am pus o întrebare chiar atât de deplasată, tovarășe academician și tovarășe maior, știți de ce râd? Fiindcă Nastasia e cea mai convinsă celibatară din câte există pe pământ. Mă interesează relațiile ei cu colegii. Excelente! Câteodată e cam arțăgoasă, da? Ei își dau seama că nu o face din răutate și îi trec cu vederea. Pe Nastasia nu poți fi supărat după ce ai cunoscut-o bine. Aș vrea să vă pun acum aceeași întrebare pe care v-am pus-o când mi-ați vorbit de tovarășul Amedeu Geană. Știu ce vreți să mă întrebați. Dacă între Anastasia și mine există relații de amiciție. Am înțeles, tovarășe maior. Nastasia este o bună prietenă a soției mele, din care motiv aproape nu trece zi să nu vină pe la noi. Lucrează de mulți ani cu dumneavoastră. De zece ani este cea mai veche colaboratoare a mea. Și cel mai proaspăt? Samoilă, cu zoom. Este în același timp și cel mai tânăr din colectivul meu. E în schimb deosebit de înzestrat. Are o îndrăzneală de, de, de vizionar. Fiindcă trebuie să știți că și în știință există vizionari. Numai că despre aceștia marele public ia cunoștință foarte târziu sau chiar deloc. De multe ori însă am impresia că îndrăzneala lui depășește limitele îngăduite și începe să zburde pe pajiștile ispititoare de altfel ale fanteziei. I-am și atras atenția că asta poate să-i dăuneze din punct de vedere al dezvoltării sale. Și rezultatul? Întrebă Ducu foarte interesant de ceea ce afla. Băiatul recunoaște, dar nu se poate dezbăra de naravul acesta așa cât ai bate din palme. El la el cred o chestie temperamentală. De altfel, în ciuda vârstei, este cel mai dificil dintre noi toți. Din ce punct de vedere dificil tovarăș academician? Al sensibilității sale exagerate care adesea îi joacă feste. De multe ori se întâmplă să se simtă jignit și să fiarbă în zeama lui, chinuindu-se inutil numai fiindcă i s-a năzărit că un cuvânt spus la întâmplare și cu totul inofensiv de vreunul din colegii lui este, de fapt, o insinuare perfidă la adresa sa sau altceva. Mi-a dat odată să înțeleg că în aprecierea muncii fiecăruia nu mă ghidez după criterii obiective, valoarea reală a fiecăruia, ci după preferințe. Pe scurt, se consideră de multe ori persecutat, nedreptățit. Într-adevăr, are o sensibilitate exacerbată. Totuși, nu trebuie să exagerăm. Mie mi-e foarte drag, poate fiindcă este și cel mai tânăr dintre noi toți. Tovarășul Samuel cu Zoom vă vizitează acasă? Mă vizita, dar sunt câteva luni de când nu mi-a mai trecut pragul. Vă rog să nu-mi luați în nume de rău că insist, dar mă interesează să știu dacă există un motiv cunoscut și de dumneavoastră. Un motiv există, dar e un motiv care a putut fi considerat ca atare numai de cineva cu o fire ca a lui. Eu, deși nu mai sunt tânăr, îmi place să văd în jurul meu oameni tineri. Când am ore la facultate, mă simt foarte bine și parcă mai întinerit. Lucrul acesta l cunosc și colaboratorii mei. Într-o zi, Samuel a venit la noi cu tânăr, cunoștință întâmplătoare. A venit cu el din adins ca să-l cunosc și eu. Tovarășe profesor, mi-a spus el, am descoperit un unic ca de frumusețe bărbătească. Și într-adevăr, tânărul acela era de o mare frumusețe. N-am mai văzut ceva asemănător mai înainte, cu toate că am călătorit în multe țări. I-am oprit la masă și cu acest prilej l-a cunoscut și soția mea, care, la fel ca mine, a fost impresionată de frumusețea acelui tânăr. Întreagă fie spus în afară de frumusețe, tânărul nu mi-a făcut impresia că avea calități deosebite, ce merită o fi luate în seamă. Samuel la rândul său își dăduse seama de acest lucru. De aceea considera ca o jignire personală atunci când i s-a părut că soția mea acordă tânărului mai multe atenții decât lui. În schimb, celălalt a început să vină destul de des la noi ca invitat al nevestei mele. Nastasia, care așa cum v-am spus, nu trește un dispreț profund pentru bărbați, deși îl găsea revoltător de frumos, am impresia că îl plăcea mult. Mi-a spus nevastă mea că Nastasia a făcut o adevărată pasiune pentru Nichi și Mandan. Nichi și Mandan, ați spus? A ați cunoscut? A, nu. Nic și Mandan însă a dat de furcă miliția e acum șase luni. Probabil atunci când s-a sinucis. Parcă am auzit ceva. Cunoașteți cumva motivele care l-au determinat să-și pună capăt zilelor? Nu. Răspunsul veni prompt și din felul cum se uită la el, sincer și deschis, duc înțelese că Alcibia de Robescu spune adevărul. S-a sinucis în momentul când un ofițer de miliție a venit să-i ceară informații în legătură cu o prietenă de-a lui dispărută. Se presupune că Nic și Mandan s-a sinucis închipuindu-și că ofițerul venise să-l aresteze. Habar n-am avut de toate acestea. Apoi, după o pauză. Și până la urmă, s-a aflat din ce motiv s-a sinucis? Nu. Presupuneri sunt mai multe, dar nu mai presupuneri. Și eu care eram pe punctul să-l angajez ca secretar. Chiar aveți de gând, și academician? Întrebă el cu prefăcută naivitate, ca și când n-ar fi știut despre această intenție a lui Alcibia de Robescu de la Bogdan. Cum vă spuneam, am avut o asemenea intenție, cu toate că în niciun caz nu era omul de care eu aveam nevoie. Dar au insistat nevastă mea Anastasia și ei doar știți că atunci când femeile își vână în cap ceva, trebuie să le faci pe plac. Și alcibia de cu râse cumva stânjenit. Tovar și academician, în altă ordine de idei, obișnuiți să lucrați acasă? În general, da. Dar ca să vă liniștesc, țin să vă asigur că nu și în legătură cu invenția de care mă ocup în prezent. Mai ales de acum încolo, știind că există cineva care se interesează de ea, vă veți feri să o faceți. Aceasta ca o primă recomandare. Mi-aș mai îngădui să vă fac una. Niciun cuvânt colaboratorilor dumneavoastră. Nu trebuie să le spun că există niște ticăloși care se interesează de invenția noastră? Nu, tovarăș academician. Despre lucrul acesta nu trebuie să discutați cu niciunul dintre ei. Nici măcar cu tovarășa Iovănică, în care se pare aveți cea mai mare încredere. Este de la sine înțeles că această recomandare se referă nu numai la colaboratori, dar și la soția dumneavoastră. Cred că nu e nevoie să vă explic rostul acestei recomandații. Ar fi de prisos, tovarășe maior. Îmi dau seama că un spor de vigilență în actuala situație este absolut necesar. În ceea ce ne privește, vom lua măsuri ca la sporul de vigilență să adăugăm un spor de securitate. Și acum o ultimă recomandare. În afară de dumneavoastră, absolut pentru toată lumea, eu sunt tovarășul Valentin Goia de la președinția Consiliului de Ministri. Aceasta pentru că probabil vă voi mai deranja și cu alte prilejuri. Și ca să fim prevăzători, în cazul când aveți am comunicat ceva urgent, mă găsiți la acest telefon. Și îi dădu un număr de telefon. În regulă, tovarășe maior. Ducu tocmai se pregătea de plecare când ușa se deschise și în birou intră o femeie îmbrăcată în halat alb, care, pe care, după părul de culoare mov, o recunoscu imediat. Era Anastasia Iovănică. Profesore, te rog să mă ierți că te deranjez, dar e ceva presant." Alcibia de Robescu se întunecă o clipă la față, dar pe urmă, imediat înseninându-se, întrebă cu bunăvoință ce s-a întâmplat Anastasia. Anastasia Iovănică, în loc să-i răspundă, se întoarse spre ducul cercetându-l din ochi. Cine-i tipul ăsta?" păreau, spune privirile ei. Alcibia de Robescu se grăbi atunci să facă prezentările. Dumnealui e tovarășul Goia de la Consiliul de Miniștri, iar dumnea ei este Anastasia Iovănică, cea mai de nădejde dintre colaboratoarele mele. Anastasia Iovănică nu-i întinse mâna, se uita la el cu o curiozitate pe care nu căută să-și o disimuleze. Sunteți bolnav?" îl întrebă pe Ducu. Absolut deloc. Vi s-a întâmplat atunci o nenorocire în familie?" Nici asta. Dar ce vă face să trageți asemenea concluzii?" Privirea ochilor dumneavoastră aveți niște ochi foarte triști." apoi întorcându-i spatele către Alcibia de Robescu. Trebuie să-ți comunic, profesore, ceva important. Mie îmi permite să mă retrag, tovarăș academician. Vă mulțumesc pentru relațiile ce ați binevoit a mi le da. Voi referi tovarășului prim vicepreședinte. Strânse mâna pe care i-o întinse Alcibia de Robescu și se înclină în fața Nastasiei Iovănică. Pe urmă, tocmai în clipa când punea mâna pe clanța ușii, o auzi pe Nastasia. Tipul pare tare nefericit, trebuie care cancer și-a aflat. Ducu nici nu tresări, prefăcându-se că n-a auzit, cu toate că Anastasia vorbise tare din adins ca să o audă. Când ajunse în stradă, o porni pe jos, mergând agale și fredonând. Era bine dispus. O cisternă trecu stropi în strada pe toată lățimea ei. Pentru câteva clipe, mirosul de pământ ud, așa cum miroase el după primit strop de ploaie, birui celălalt miros de clorofilă, pe care castanii solemni îl împrăștiau cu dărnicie. Parafrazând o zicală, murmură. E prea absurd ca să fie adevărat. Scepticismul său se refera la informația pe care o obținuse stând de vorbă cu alcibia de Robescu. Aceea că Samuel U Uzum fusese acela care îl introdusese pe Nic și Mandan în viața doinei Robescu. Și într-adevăr, întrebările care începuseră să l-asalteze imediat fură cea mai bună dovadă că scepticismul său nu era deloc exagerat. Da, ea îl introdusese în viața doinei Robescu, dar oare o făcuse în mod deliberat? greu de crezut, absurd. Și era într-adevăr absurd să facă o asemenea presupunere de vreme ce Samoilov cu lucra nemijlocit la invenție. Nu este posibil așa ceva. E prea absurd ca să fie adevărat. Conchise el pentru a doua oară. Mai probabil era că altcineva se folosise de Samoilă fără știința acestuia ca să-l introducă pe Nic în viața Doinei Robescu. Pe pista asta trebuie să merg până la capăt, își făgădui el începând din nou să fluiere. Capitolul 6. Crimă sau sinucidere? Ducu abia revenise de câteva minute în biroul său când sună telefonul. Ridică receptorul și recunoscu imediat vocea lui Bogdan. Bătrâne, eu sunt bine mersi, nici în concediu nu m-am simțit atât de bine ca acum. Încă n-am izbutit să dau ochii cu frumoasa din pădurea adormită. Dar nu desperez. Picioruș, poți să ți-l da? Nu pentru asta te-am chemat. Am aflat chiar acum că bătrânul Aram și Mandana a dat tortul popii. Ia vezi tu dacă a dat sau i s-a dat tortul popii. Madame Nicoleta se pare că știe ceva. O cunoști pe Madame Nicoleta? Nu no, o cunoști. E o bunicuță simpatică și guralii, vă stă în același bloc cu răposatul. Și tu ce n-ai mai căutat acolo, măi băiete? Nimic, adică am vrut ca bătrânul și mandan să repare ceasul. Azi dimineață, în timp ce îl întorceam, mi-am adus aminte de scordole, au amătu și Sabina și s i gustul prin amintire, l-am tot întors până s rupt acul. Din păcate, nu l-am mai găsit în viață pe Aram. Hai și acum te-am lăsat, pa! Și e închise. Ducu, care ar fi vrut să afle amănunte, bodogăni. Luat dar naiba de zăbăuc. După aceea sună și chemă la el pe locotenentul Dorobanțu. le urcă într-o mașină și duce pe strada sobarilor. La numărul 70 locuiește familia și mandan. Cunosc apartamentul tovar și maior, am fost odată acolo cu picioruș. Cu atât mai bine. Capitanul Tudorașcu afla că bătrânul Aram și Mandan a murit. El este de părere că în legătură cu acest deces ceva nu este în regulă. Se pare că și vecinii au unele bănuieli, de pildă o și pe nume Nicoleta. Caută și stai de vorbă cu ea, îmi raportez personal. Unde vă găsesc tovarășe, Maior? Aici, nu o plec nicăieri. O mașină de serviciu în 10 minute îl lăsă la capătul străzii sobarilor. Cerul șoferului să oprească și de acolo o porni pe jos până la numărul 70. La intrarea în bloc fusese arborate două prapuri de doliu. Urcă treptele până la etaj, și așa cum se aștepta, ușa apartamentului era deschisă. Intră în vestibul, iar de acolo în hol. În hol era multă lume, în marea majoritate bătrâni. Pe o masă transformată în catafal zăcea cadavrului Aram și Mandan. Ardeau multe lumânări, mirosea ceară a flori, fiindcă erau și flori, și vaga cadavru. Sonia și Mandan nu era acolo. Dorobanțul o descoperi din în atelier, stătea pe un scaun, dreaptă, cu mâinile pe genunchi, fără să verse vreo lacrimă și privea fereastra. În fața ei, de pe un fotoliu decolorat și zdrențuit, o privea o altă bătrână care din când în când clătina capul la dreapta și la stânga. Era un tablou straniu care îl impresionă pe locotenentul Dorobanțu, nici el nu știa de ce, neplăcut. Într-o parte, Sonia și Mandan dreaptă țeapănă ca statuia unui faraon, în cealaltă o bătrână gârbovită pendulând din cap, dar nu a compătimire, ci parcă numai din neputința de a-l menține drept. Locotenentului Dorobanțu, nefiind în uniformă, nu-i acordară decât o atenție trecătoare. De altfel, asistența nu avea niciun fel de legătură de rudenie cu mortul. Cei mai mulți se cunoscuseră cu acest prilej. Dorobanțu murmură un Dumnezeu să-l ierte și se așeză pe un scaun liber, între un bătrânel cu barbișon și ochelar cu ramă de baga și o femeie de cel mult 50 de ani îmbrăcată în negru, care ofta într-una și lăcrima. Sunteți rudă?" o întrebă Dorobanțu căutând prilejul ca să intre în vorbă. Nu. Și din nou șterse ochii cu Batista făcută gemotoc și udă. Așa e dumnea ei, madame Georgeta sensibilă, îl lămuri bătrânul cu barbișon. Ei, ce să-i faci? Oftă la rândul său dorobanțu, care avea multe calități, dar era lipsit cu desăvârșire de simțul umorului. De moarte nu scapă nimeni. Mai devreme sau mai târziu ne vine la fiecare rându. Asta e drept, fu de acord madame Georgeta. Eu plâng nu, fiindcă îl compătimesc pe el, ci pe mine, dar Obanțu, cu toate că nu înțelegea de ce se compătimea pe sine în atâta măsură, încât își udase Batista de atâta plâns, nu îndrăzni să o întrebe. Lasă, mă, dam, Georgeta, că până atunci mai va!" Căută să o consoleze bătrânul cu barbișon. Parcă poate fi o consolare că mai am ceva an de trăit. Când au fi să mor, to o singură și părăsit am să mor. Nici tu rude, nici tu prieteni. Cu duba primăriei, adică sfatului popular, au să mă îngroape. Și nici popa n-au să pună să-mi citească." Lacrimile țâșniră din ochii ei atât de abundent încât trebuie să facă din nou apel la Batistă. L-am întâlnit al era la sifoane, explica o femeie vorbind suficient de tare ca să fie auzită de întreaga asistență. Ce mai faci, domnul Aram?" l-am întrebat. Mulțumesc bine, mulțumesc bine! Mă ca- supără sciatica, dar încolo mulțumesc lui Dumnezeu și să bat în lemn. În privința sănătății nu am, mă plânge!" Mi-a răspuns răposatul fiei țărâna ușoară. Și iată că ieri s-a prăpădit!" Eh, hey, hei, madam măguță, omul când îmbătrânește pune paie și îl părlește vorba cântecului. nu i așa?" întrebă bătrânul cu barbișon privind jur în prejur, ca să vadă dacă asistența la probă. Îl aproba dând din cap și oftând cu acele oftaturi și însoțite de acele clătinături din cap atât de cunoscute, grote și specifice împrejurărilor de asemenea fel. Și ce bun meseria și era!" Eu, domnule, am o râșniță de ceas, o rablă, ce mai încolo încoace? De mult ar fi trebuit să o azvăr la gunoi, dar nu mă îndur. Mi s-a stricat acum cinci ani. Aram mi-a reparat-o și de atunci merge, domnule, cum nu mergea nici când era nouă. După gară. Cel care lăuda se priceperea răposatului era tot un bătrân. Spân, cu voce pițigăiată, slab, cu obrajii scofâlciți și cu ochii în fundul capului. Vorbise din adins stare ca să se facă asculta de ceilalți și acum era încântat că izbutise să se impună atenției generală. Din ce cauză a murit? Întrebă dorobanțul pe bă bătrânul cu barbișon din dreapta sa. Se spune că dă inimă la o asemenea vârstă de cele mai multe ori din cauza ei, inimii ți se trage moartea. Acum vreo câteva zile când l-am întâlnit nu știa. Se amestecă în vorbă dorobanțul vorbind la rândul său tare ca să fie auzit de toți. Eu tocmai mă întorceam de la Ascar și întâlnindu-l l-am întrebat cum stă cu inima. Ce credeți că mi-a răspuns? Că fusese recel la control și medicul i-a spus că are inima sănătoasă tun. Da, pe semne că s-a înșelat medicul. Cei prezenți la ascultară, unii probabil întrebându-se dacă nu cumva este vreo rudă, dar de vorbi nu vorbi decât spânaticul cobraji cobrajesc scofălciți. E, asta nu înseamnă neapărat că medicul a fost un agiamiu, dar la o vârstă ca a lui motorul să poate gripa când nici nu te aștepți. Dorobanțul înțelese că dintre cei prezenți nimeni nu avea îndoieli în legătură cu moartea bătrânului. Cel puțin formal păreau cu toții convinși că ar murise de moarte bună. De aceea își întrebă vecina. Vă rog, dumneavoastră, o cunoașteți pe madame Nicoleta?" O cunosc, desigur. Îmi puteți spune dacă se află printre persoanele de față? A fost. A plecat cu puțin înainte de venirea matale. Așa e ea. Vine, pleacă, n are stâmpăr. Urcă de atâtea ori scările încă mă are minune dacă n-are să o pățească și ea din cauza inimii. Dar ce treaba e cu ea? Aș vrea să-i transmit ceva din partea mătușii mele. Găsi un pretext de robanțu. Locuiește la parter? Nu, la etajul e apartamentul 3. Mulțumesc. Poate pică ea aici, n-are stâmpări de parcare avea viermi. Dorobanțu mai stătu câteva minute, apoi spuse către vecinii săi. Am să ies puțin să fumez o țigară. Coborul la etajul întâi și sună la apartamentul 3. Dorobanțu își seama cum o văzut pe bătrâna care îi deschise că era tocmai aceea pe care o căuta. Pe cine ca o tinere?" Se răsti la el. Pe dumneavoastră. Pe mine? Ia că și ce poftești. Madame Nicoleta era o fărâmiță de femeie slabă ca o scândură cu părul alb prins într-un coc drept pe creștet cu un nascârn și ridicol și cu un neg enorm pe bărbia aproape inexistentă. Aș vrea să discut ceva cu dumneavoastră, puteți să mă primiți pentru câteva minute?" Îl măsură din cap până în picioare, pe urmă tot răstit. Da, dacă ești vreun hoț, vreun bandit și vrei să mă prazi." Am eu mutră de hoț?" ea de o mutră de bandiți nu de bandiți nu numai în filme. În viață bandiți au mutre de oameni cum se cade așa ca al de dumneata." Sunt de la miliție, tovarășe Nicoleta, și vreau să vă întreb. Bătrâna nu se lăsă convinsă, întrerupându-l îl întrebă. Vrei să te crede că ești de la miliție numai fiind că o spui? Fă-mi tinere! Poftim! Și arătă legitimația. Bătrâna nu se mulțumi numai cu atâta. Eu lo din mână și abia după ce o cercetă dincolo de ușa pe care o închisese în nas, îi dădu drumul în casă. Acum am convins că ești de la miliție, să nu mi-o iei nume de rău, dar trebuie să fim vigilenți. Parcă poți să știi ce fel de om este una la care sună la ușă, nu numai fiindcă îți vorbește politicos și îți zâmbește amabil. așa e tovarășe Nicoleta. Între timp ajunsă în camera de oaspeți și bătrân al pofti să ia loc. Acum spuneți, tovarășe, ce treabă aveți cu mine? Îl invită ea să vorbească, aprinzându-și o țigare de foi. Cât era de stăpân pe sine, totuși dorobanțul nu-și putea ascunde uimirea. Se holbă, pur și simplu, la fărâmița aceea de femeie, slabă ca o scândură, care deprinsese obiceiul să fumeze nici mai mult, nici mai puțin decât țigări de foi. Tovarșe Nicoleta, început dorobanțu, ce părere aveți de moartea lui Aram și Mandan? Păi dacă doctor a dat autorizația de mormântare, eu ce părere să mai am? Eu am auzit că aveți părerea că Aram și Mandan n-a murit de moarte bună. Păi dacă doctorul a dat autorizația de mormântare, o ținuia una și bună. Doctorul mai poate să și greșească, ce, parcă a venit cineva să-i atragă atenția. Ba, de seamă, doctore, că nu-i lucru cura cu decesul ăsta. N-a venit. Dumneavoastră, dacă ați fi fost în locul lui, n-ați fi dat-o? Ba, aș -am fi că fi dat-o. Vedeți? Așa că spuneți-mi și mie ce bănuială aveți. Am bănuiala că n-a murit de moarte bună. S-a sinucis? Ba, a fost omorât și când spun asta știu eu ce știu. Cine ce să aibă cum bie bătrân ca el? Se prefăcut de robanțul că se îndoiește cine, e greu să spun și cine l-a omorât. Poate că nevastă sa. A trăit o viață întreagă cu el și nu l-a omorât și tocmai acum la bătrânețe. Parcă mulți ani mai avea el de trăit. Eu n-am zis că fără doar și poate ea l-a omorât. Eu mi-am dat numai cu presupusul. Și când a murit de moarte bună, tot cu presupusul ți-ai dat? Întrebă drobanțul nu fără un pic de ironie, fiindcă în sinea sa nu prea credea că bătrânul Aram fusese omorât. Asta nu, Că l-a omorât care nu încape pe pic de îndoială, ți-o spun eu, Nicoleta. Tovarășe Nicoleta, dumneata face o afirmație gravă. Pretins că Aram și Mandan n-a murit de moarte bună. În asemenea cazuri, o simplă afirmație nu e suficientă. Ai vreo dovadă? Păi dacă nu mă lași să-ți explic. În cazul acesta te rog să mă ierți, am să te ascult fără să te mai întrerup până la sfârșit. Fărâmița de femeie, înainte de a continua, pufăi de câteva ori din trabuc. Pe semne că dumneata mă crezi pe mine copil, începuia să-l la rost. La ce zic eu copil, că până și un copil știe că nu poți aduce în fără să ai dovezi? Adică îți fac eu dumitale impresia că am ajuns într-un asemenea hal de prostie? spune îți fac eu sau nu o asemenea impresie? Îl somă fumătoarea de trabuc să răspundă. Da de unde? Pentru atunci cum de-ai putut crede că sunt în stare să-mi dau drumul la gură fără nicio bază? N-am crezut asta. Am întrebat numai. Se scuză e el ipocrit. Eu, tovarășe, sunt femeie cu skepsis. Eu, dacă spun de pildă că Madame Suzy de la parter e o împuțită, apoi să știi că așa este, nu o spun în vânt. Eu îți pot dovedi că este o împuțită și că nu merită să stea în bloc. Nu este nevoie, tovarășe Nicoleta, te cred și fără să-mi o dovedești. Dacă nici nu am de gând să fac una ca asta, ce zici? Dacă nu ține de resortul dumitale să o evacuez pe împuțitura aia de Suzy, ce rost ar mai avea să-ți timpul și mai ales pe al meu, că eu am o groază de treabă. Îmi inchipui. Cu la ram însă... Cu răposatul la ram s-a întâmplat că a murit înainte de a venit ceasul, dumneata, nu-l știai? Nu, răspunse dorobanțul. O, bun tovarășe, cum nu se există un altul. Totdeauna a fost așa. Da, mai ales după ce i s-a prăpădit băiatul, a devenit bun și blând ca un mielușel. Ce să-i faci? soarta i pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Cu bietul aram a fost ciumă. Băiatul ăla adevărat de sânge la balamuc. Celălalt l -a luat de suflet de la corecție în pământ că și-a pus pistolul în tâmplă și pac, Băia tânăr la 20 de ani. Lucru curat n-a fost nici atunci. Dar eu n-am prins mișcarea. A cercetat ea miliția, adică dumneavoastră, și poate că ceva veți fi aflat. Dacă n-ați aflat tot, nu înseamnă că a fost lucru curat. Și cu ea ca moare bietoara așa dintr-o dată. Cu nevastă sa Sonia n-a trăit el bine niciodată că era ca o scorpie. Eu sunt femeie tovarșe, și dați o spun pe dreaptă. Sunt bărbați care oricât de păcate ar fi făcut aici pe pământ, după ce mor se duc direct în rai că au avut parte de iad pe lumea asta trăind cu al de feme femei ca de Sonia. Parcă era dușman și nu bărbat cu cununie zău așa. E tu om aproape că nici nu avea casă, că scorpia de Sonia nici măcar o cafea ca lumea nu se pricepea să-i facă. La mine venea când îi se făcea poftă. Ma, dam Nicoleta, mă ruga el, am venit să-mi faci o cafeluță. Cum o faci dumitale? Așa zicea el dumitale. Nimeni nu se pricepe. Și îi făceam, îmi făceam și mie una. Bea în cafea și stăteam la o parolă. Mai trecea și mie de urât, că eu mai toată ziua sunt singură. Ginerile meu ești tab mare la minister. Dimineața slujbă, după amiaza slujbă, aproape în fiecare zi. Fii mai profesoare la liceu, directoarea, junctă. Când o cauz la școală, copiii n-au. Sunt singura acasă. Dacă nu m-aș lua cu treaba, m-aș prăpădi de urât. De aceea, când venea Ara, mă bucuram că mai am cu cine schimba o vorbă. La adre vorbind, de Aram era un om căruia îi plăcea să vorbească numai el. Dinspre partea mea însă nu era niciun bai, fiindcă n-aș putea spune despre mine că sunt o femeie guralivă cum sunt altele, să nu mai dau exemple că palatonul le cunoști. Da, parcă dumneata nu știi cum sunt unele femei. Știu, desigur că știu, fu de acord Dorobanțu, convins fiind că avea în fața sa un asemenea specimen de femeie guralivă. Mie îmi plăcea să-l ascult, era în stare să vorbească ore întregi fără să obosească. Dar ce avea de povestit atâta? Vreau să afle Dorobanțu. Ce? Pai numai despre covoare și ceasuri vorbea. A fost răposat oara, Dumnezeu să-l ierte. O umblat nu glumă, pe unde nici nu gândește a umbla cu negustoria lui. O vestea câte văzuse și câte îi se întâmplase repa acolo pe unde umblase după covoare. Să vezi și să nu crezi dău așa. Nu îți mai spun ce mare plăcere îi făcea să povestească de ceasurile sale. Câteodată venea să-mi arate vreunul pe care îl ascundea în buzunar, ca să nu-l vadă scorpia de Sonia. Vreo vechitură să nu te aplei soridici de jos. El se uita la câte o palașcă de ceasornic să-ți buzunarul unul alta de parcă ar fi avut în fața sau o bucată de aur, și știa în legătură cu fiecare ruginitură câte o poveste întreagă. Multe mai mi-a povestit, dar nu le țin minte că eu am început să cam uit. Parcă la operă posatul aram. Madame Nicoleta, oare ți-am mai povestit că regele, zicea că e un rege francez, a comandat ceasul acesta pentru amanta lui? El nu zicea amantă, folosea un alt cuvânt, dar l-am uitat. Favorita? Da, ăsta e cuvântul pe care îl folosea. El știa și numele favoritei, deși eu și paliei l-am uitat. Dumneata, ești tânăr, încă nu-ți poți da seama ce rău e să uiți. Ba da, se grăbi el să protesteze. În definitiv, nu trebuie să vă pare rău că ați uitat ce anume ați discutat cu Aram. Pe mine nu asta mă interesează. Știu, știu că pe dumneata nu te interesează, că la drept vorbind, nu e nici pentru mine o nenorocire că am uitat. Dacă ar ține minte toate câte aude sau câte îi se povestesc, omul ar trebui să aibă un cap cât o butie. Tovarășă Nicoleta, își pierdu el răbdarea. Tot nu mi-a povestit cum e cu moartea lui Aram și Mandan. Sunt grăbit. dun un sfert de oră trebuia să fie în altă parte. Atunci du-te acolo și întoarce-te după ce se termin treaba. La noi treaba nu se termină niciodată, așa că prefer să rămân, dar vă rog mai pe scurt. Mai pe scurt decât atât, nici că se poate, tovarășe, că doar nu vei fi vrând să vorbesc ca telegraful. Nici așa. Și oftă resemnat. În ajun de a muri, adică la altă, cam pe la prânz, sună cineva. Mă duc să deschid. Era Aram. Madame Nicoleta, zice el, ai dumitale timp să-mi faci o cafeluță? Intră, domnul Aram, îi răspund eu bucuroasă, că tocmai terminasem treaba și mă gândeam ce să mai scornesc. Am făcut cafelele, i-am pus una dinainte, mi-am aprins un trabuc și am așteptat să înceapă povestea așa cum era obiceiul. Dar el nici gând. Și abia atunci am băgat de seamă că nu era în apele lui. Domnul Aram, îl întreb, oare mă înșel eu sau într-adevăr nu ți boi acasă? El s-a uitat la mine, a oftat, iar s-a uitat, a sorbit odată din ceșcuța de cafea și pe urmă numai ce-l aud. Madame Nicoleta nu-i bine deloc. Ce nu-i bine deloc, domnul Aram? L-am întrebat. Cu mine nu e bine. Mi-a răspuns el. Și mă rog, ce... de ce nu-i bine? Fiindcă Madame Nicoleta mă paște o primejdie. Poți spune o mare primejdie, Madame Nicoleta. Mi-a răspuns el. Domnul Aram, eu o femeie proastă nu sunt și cred că nici dumneata nu mă considere așa. Răposatul bărbat, mi Dumnezeu să-l ierte. Spunea că singurul meu cusur e că spre deșteaptă. Da, cu toate că proastă nu sunt, ia ca mă jur că nu-mi dă priminte ce fel de primești de ar putea să pască pe unul ca dumneata. O îmblajin și bătrân. I-am răspuns. Și său că spuneam adevărul. el s-a uitat la mine și m-a întrebat. Madame Nicoleta, poți dumitale să păstrezi un secret? Po domnul Aram, i-am răspuns, se mai codește puțin și, pormă, se hotărăște. Madame Nicoleta, nu sunt chiar sigur, dar s-ar putea ca să nu am parte să mai beau multe cafeluțe făcute de dumitale. Ești bolnav, domnul Aram? L-am întrebat. Ca m am gândit atunci. A fost omul la doctor și a descoperit că suferă de vreo boală fără leac. El însă m-a că nu era vorba despre vreo boală. Sunt sănătos, tun, madame Nicoleta, dar multe pâini nu mai am de mâncat, să știi. Adică ți-a pus cineva în rău, domnul L-am întrebat. A, dar numai din cap. Dar ce ai făcută lui de vrea să te omoare?" Am întrebat iarăși. Nu i-am făcut nimic, madame Nicoleta," mi-a răspuns el. Atunci ce vrea să te omoare?" E o poveste tare încurcată," mi-a răspuns oftând. Dacă ți-aș povesti eu tot, n-ai înțelege nimic." Că noi fi eu cea mai proastă femeie de pe fața pământului, m-am cam burzuluit eu." Nu te supăra, madame Nicoleta, dar lucrurile așa stau. E atât de încurcată încât n-ai înțelege nimic, nici chiar dacă ți-aș povesti. E atât de încurcată încât mai, mai, că nici eu nu înțeleg. Cum, domnoară, am ști că cineva vrea să te omoare și dumneata aștept să o facă? M-am revoltat. nu e nimic de făcut, madame Nicoleta. Cum nu mai e nimic de făcut? Am țipat la el. Du-te la miliție și plânge-te să te apere că ce altă treabă au ei acolo decât să ne apere de hos și de tâlhari. El a clătinat capul și mi-a răspuns. În povestea asta miliția nu are de ce să se amestece. Dar eu cred că m-am lăsat? Aș. Dacă nu te duci dumneata, l-am amenințat, domnul Aram, am să mă duc eu la miliție să le spun. Ba, asta n-ai să o faci, madame Nicoleta, s-a speriat el. Și dacă am să mă duc totuși? Dacă ai să te duci și dacă o să mă întrebe, eu am să spun că nu ți-am zis nimic, că habar n-aveam ce urmărești să spui și că pe mine nimeni nu vrea să mă omoare. M-am gândit că dacă mă duc la miliție și spun iar el tăgăduiește, au să credă, tovară, și de acolo că m-am scrântit la cap. Atunci am spus, bine, domnul Aram, n-am să mă duc. S-a bucurat și mi-a spus, știam că ai să mă înțelegi, că doar ne cunoaștem de atâția ani și în ultimul timp suntem puțin și prieteni. E adevărat, madame Nicoleta? E adevărat, domnul Aram? Dacă suntem prieteni, poți să te rog ceva, nu-i așa? Roagă-mă, domnul Aram, i-am răspuns eu. Mi-a arătat atunci pachetul cu care venise și pe care îl pusese pe masă în fața lui și mi-a spus. A, am un pachet ăsta, madame Nicoleta, un ceas. Ai vrea să-l păstrezi dumitale câteva zile? Să-l păstrez, domnul Aram. M-am învoit. Am să vin eu să-l iau, dar dacă mi se întâmplă ceva între timp, dumitale să păstrezi ceasul până când are să vină altcineva să-ți-l ceară. Să-l ascuns bine, madame Nicoleta, și să rămână între noi. Bine, domnul, am prietenul la nevoie să cunoaște. Am luat pachetul și l-am băgat în debaran de spărțitura de sus, acolo unde ținem lucruri de care nu mai avem nevoie. Pe urmă n am mai stat mult și a plecat mulțumindu-mi și iarăși mulțumindu-mi. E tu l aram. De atunci viu nu l-am mai văzut. Și bătrâna madame Nicoleta oftă și lacrimă. A venit cineva după pachetel? Nimeni. Vreți să mi-l arăți și mie? Nu îl mai am a dispărut. Cum? A, așa cum ai auzit, a dispărut, tovarășe. Tovarășe Nicoleta, poate că l-ai pus în altă parte și ai uitat. Se mai întâmplă. Mi s-a întâmplat și mie de mai multe ori. Vei fi uit în dumneata, deși ești mai tânăr decât mine, dar eu în privința asta am ținere de minte, pe așa să știi. Se supără ea. Dacă spun că a dispărut, apoi să știi că așa s-a întâmplat. Ai căutat bine? Am căutat. Asta înseamnă că a fost furat în timp ce dumneata erai plecată. Păi ce altceva vrei să însemne? Altceva va mai lipsi din casă. Nimic și nici măcar un ac. Hoțul n-a venit decât după ce sornic, Când ți-ai dat seama că nu-l mai ai? Azi de dimineață când mă hotărâsem să mă duc la miliție și să spun tot ce știu. În legătură cu moartea lui Aram, voi am să vă aduc și pachetul. Și până azi de dimineață n-ai observat că lipsa dumitale a fost pe aici un musafir nepoftit? N-am observat. Nu ai găsit nicăieri răscolit. Pachetul a dispărut din debara de parcă eu l-aș fi luat de acolo. Adică de ce dumneata? Fiindcă nu se cunoaște de fel că a umblat acolo o mână străină. Raționamentul bătrânei era just. Totuși, dacă altcineva decât ea luase pachetul fără să lase niciun fel de urmă, înseamnă că acel cineva știa precis locul unde bătrâna l ascunsese. În cazul acesta ar trebui să tragem concluzia, își spuse tare gândul, că lipsa dumitale a intrat în casă Aram și a luat pachetul. Bătrâna se uită la el ca și când voia să se convingă dacă nu cumva interlocutorul ei brusc își pierduse mințile. Ce mai milițian e și dumneata!" Păi ce rost avea să intre în casa mea pe ascuns când putea să vină și să-mi spună? Mă, Adam Nicoleta, dă-mi înapoi pachetul pe care ți l-am dat în păstrare. Nu, te supăra tovarășe, dar de mult timp nu mai mi-a fost dat să aud o prostie atât de mare. Și mă rog, de unde che? Dumneata ai observat ce ia le avem noi? Iale nu glumau uscolo vorbă. Mi-l dă de bună voie spre păstrare și pe urmă tot el vine și le-a pascuns ca hoții. Ai dreptate, tovarășe Nicoleta. Dar atunci ia să ne mai gândim. Dacă n-a fost nici dracu și nici aram, atunci cine altor mai putea fi? Fica dumitale, poate? Ia? Vreau să spun că a căutat ceva în debara și dând întâmplător de pachet, l-a luat și l-a pus în altă parte. Fica mea nici n-a văzut pachetul, nici dinerile dumitale, nici. Aram a văzut unde a ascuns pachetul. A văzut că era ușa deschisă dinspre debara. În cazul acesta nu ne rămâne decât să presupunem că însuși Aram i-a spus hotului de unde să-l ia. Bătrâna, care avea o minte isteață, replică imediat. O fi așa cum spui dumneata, dar eu mă întreb, deci l-a trimis pe hoț și n-a venit singur să și-l ia? Și asta e drept. În acest caz înseamnă că nu el l-a trimis pe hoț, ci hoțul s-a priceput să-l tragă de limbă pe aram. O, fi așa cum spui că voi ăștia de la miliție vă pricepe să prindeți mișcarea. Trebuie, tovarășe Nicoleta, că dacă nu ne-am pricepe, hei, ce mai huzuri ar fi pentru hoț și ticăloși și ce amar pentru bieții cetățeni cinsti scadeal de dumneata. Acum eu trebuie să plec. Îți mulțumesc pentru informații. Dar uitam să te întreb, Știi poate când are să aibă loc în mormântarea lui Aram? După amiază. Mulțumesc încă o dată și la revedere. Dorobanțu coboru scările în vorbindu-și în gând. Cred că șeful va ordona autopsia.